Cel mai radical lucru pe care îl poți face astăzi, în zilele noastre, este să fii un moderat. De ce? Pentru că riști să fii lovit din ambele extreme. Nu placi nimănui. Extremele sunt foarte convinse de părerea lor, sunt uh, radicale în poziția lor și când încerci să mergi pe linia de mijloc, nu placi nici unuia, nici celuilalt. Până la urmă, a fi un moderat înseamnă a păstra echilibrul. Cu vreo lună și ceva în urmă am avut ocazia să văd Cascada Niagara. Cascada Niagara este monumentală, este impresionantă și neliniștitoare. M-am așezat pe balustrada de la marginea ei La câțiva metri de imensitatea de apă M-am așezat acolo și am început să mă uit fix la Apa care curge de mii de ani O cantitate de apă inimaginabilă Profunzimea, adâncimea, îți dă fiori Când te uiți ce cantitate de apă curge Și cade peste prăpastie, peste buza aceea La prăpastiei Apa cade cu un zgomot copleșitor. Vapor de apă se ridică și îți biciuiesc fața. Curenții de aer încep să se învârte acolo. Când te urci într-un vaporar să intri în cascadă ca să ai experiența căderii apei pe lângă tine, ești biciuit de forța ei. Stai și te uiți la imensitatea aceea. Și mi-a dus aminte de Charles Blondin, un acrobat francez, specializat ca funambul, umblător pe sârmă. Cel mai frumos spectacol a avut loc pe 30 iunie 1859, când funambulul Charles Blondin a traversat cascada Niagara pe la Rainbow Bridge. 340 de metri lungime, 49 de metri înălțime deasupra apei, pe un cablu cu diametrul de 8 cm. Stai și te uiți la imensitatea aceea, la forță cu care cade apa respectivă, la curenții care te înconjoară și încerci să te imaginezi cum a reușit să treacă dincolo, de câtă focalizare era nevoie, de cât echilibru trebuia să aibă parte încât să treci când apa, picuri de apă te biciuiesc, îți iau privirea, nu vezi bine în față. Când curenții de aer drag într-o parte sau în alta, în jos, în sus. Este ceva inimaginabil. Și când m-am gândit că apoi am mai traversat cascada în alte câteva rânduri după 30 iunie, a traversat-o în diferite feluri. O dată legat la ochi, o altă dată intrat într-un sac, altă dată împingând o roabă, Altă dată a traversat-o pe catalige. Altă dată și-a purtat managerul în spate pe Harry Colcord. Altă dată a traversat, s-a oprit la mijloc și și-a gătit și-a mâncat o omletă. Altă dată s-a oprit în mijlocul cascadei, deasupra cascadei și s-a așezat pe un scaun sprijinit de cablu într-un singur picior. Și spui, imposibil. Cum poți să ții echilibrul într-un astfel de loc? Într-un loc extrem. A făcut-o. Și asta ne învață ceva. Exercițiul, tensiunea, o anumită doză de nesiguranță este benefică. Pentru că te ține focalizat, te ține atent te mobilizează spre, înspre atingerea scopului. O doză de nesiguranță, puțină tensiune sau multă tensiune, te ține pe linie. Cupletul nostru de astăzi îl întâlnim chiar în cuvintele Domnului Isus, În lume, dar nu din lume. Expresia apare în rugăciunea Domnului Isus relatată în Ioan 17. Și acolo când o citești repede, poți să intri într-un soi de confuzie. Adică stai puțin, ce vreau să zic aici? Cei cu exprimările astea? Uite de la o propoziție la alta ce vrea să zică? Haideți să ne uităm la câteva versete spicuite din Ioan 17. Începem cu versetul 9. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat tu pentru că sunt ai tăi. Până aici e destul de clar. Versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, spune Isus, dar ei, ucenicii, sunt în lume. Mai încolo. Acum însă, eu vin la tine și spun aceste lucruri în timp ce sunt încă în lume. Păi stai puțin. Mă ai zis că tu nu mai ești în lume. Acum ești încă în lume? Pentru că ei să aibă, pentru că în ei bucuria mea de plină. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume. Dar mai înainte ai spus că ei sunt în lume. La fel cum nici eu nu sunt din lume. Dar mai spus că sunt încă în lume. Versul 15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel, de, cel, de cel rău. Ei nu sunt din lume. Păi mai spus că ei sunt în lume. Așa cum nici eu nu sunt din lume. Sunt încă în lume, ai spus cu două propoziții mai în față. Așa cum ai trimis tu pe mine, tot așa am trimis și eu pe ei în lume. Și te uiți la rugăciunea Domnului Isus și spui, ce vrea să zică? Cum adică în lume, dar nu din lume, sunt încă în lume, ei nu sunt, ba sunt. Ce vrea să zică Isus cu cuvintele acestea? Undeva trebuie să existe un înțeles, un echilibru. Care o fi asta? Lucrurile se rezolvă destul de simplu dacă înțelegem faptul că cuvântul lume în Biblie are trei sensuri în funcție de contextul în care apare cuvântul lume. Poate să însemne planeta Terra, pământul, planeta pământ. În alte locuri, cuvântul lume înseamnă omenirea, umanitatea, și -o apare des în scriptură prezentată lumea ca fiind vorba de umanitate, de omenire. Și cuvântul lume, din nou, în funcție de contextul în care este folosit, poate să însemne suma valorilor promovate de omenirea căzută în păcat. Și atunci când Folosești cele trei înțelesuri în contextul potrivit, încep să înțelegi cam ce vrea să zică Isus. Haideți să căutăm să înțelegem cât putem de bine contrastul în lume, dar nu din lume. Care este echilibrul între ele? Să le luăm pe rând. Prima parte a expresiei, în lume. Adică Isus vrea să fim în lume. Dar de ce în lume? N-ar fi mai bine în afara ei? N-ar fi mai simplu pentru noi să trăim cumva în afara lumii, să ne izolăm de ea, să ieșim din rândul ei? De ce în lume? E bine pentru că unii au înțeles că este mai bine să ieși în afara lumii, au început să practice anumite stiluri de viață. Astfel s-a născut ascetismul și monasticismul. Ambele, ascetismul și monasticismul, sunt practici religioase care își propun fiecare în felul ei eliminarea prăcerilor vieții a lumii cu scopul întăririi vieții spirituale. În general, ascetismul, vine la cuvântul grec aschesis, care înseamnă exercițiu, antrenament, deci în general ascetismul este practicarea lepădării de sine prin post, prin expunere la temperaturi extreme, cald și rece, prin privare de somn, prin flagelare și chiar prin automutilare, cu scopul de a atinge niveluri spirituale superioare. Și există creștini care practică ascetismul, fie toate aceste lucruri, fie unele dintre ele. Și unii ori stau și mă întreb, în ce fel expunerea temperaturi extreme, te ajută să-ți întărească viața spirituală. Dar privarea de somn. Flagelarea? Monasticismul, de cealaltă parte, este un soi de ascetism practicat în izolare de societate, angajat printr-un legământ. Faci un legământ și ieși dintre oameni. Inți într-o comunitate de oameni care sunt ca tine. Ei bine, asceticii practică lepădarea extremă de sine, în timp ce călugării se retrag dinaintea influențelor lumești într-o încercare de a trăi o viață evlavioasă, ținându-și legămintele religioase. Ambele practici, consider, sunt o interpretare extremă a învățăturii lui Isus. Asceticii și monasticii Practic, la fundamentul deciziei lor de a se izola de lume, de a practica niște lucruri extreme, se bazează pe câteva texte din scriptură, pe care le interpretează în felul acesta. Matei 5 cu 48, voi dar de fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit. Și atunci, în căutarea după desăvârșirea personală, alegi practicarea unei extremele pădări de sine și un chin al trupului sau izolarea de societate. Un alt text pe care el, ei îi folosesc este Matei 19, versetele 10 la 12. Când ucenicii îl întreabă pe Iisus cum e cu căsătoria, cu divorțul, Iisus le spune, le dă un răspuns și ei spun, păi dacă acesta este motivul bărbatului față de soție, nu este de folos să te căsătorești. Dar el le-a zis, Iisus continuă, nu toți primesc cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le-a fost dat. Căci există eunuci care s-au născut așa din pântecul mamei lor, Există eunuci care au fost făcuți eunuci de către oameni și există eunuci sau femei care s-au făcut ei înșiși eunuci de dragul împărăției cerurilor. Cel ce poate să primească cuvântul acesta, să-l primească. Și atunci iau cuvintele acestea, există oameni care s-au pus deoparte, pentru că eunuc înseamnă nu doar emasculare, și nu neapărat emasculare, ci eunuc este un termen folosit pentru un bărbat care nu se căsătorește. Și atunci cumva au ales să nu se căsătorească de dragul împărăției cerurilor. Bazându-se pe acest text, își stabilesc modul de viață sau decizia pe care au luat-o. Matei 19, versetele 16 la 22, este un alt text pe care am văzut că îl folosesc în argumentarea izolării față de lume, unde spune, dacă vrei să fii desăvârșit, Iisus vorbește cu tânărul bogat, du-te, vindeți averile și de săracilor, ce vei avea, astfel o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Și sigur, mai au ca exemplu, ca bază biblică pentru decizia lor, pentru calea lor, exemplul lui Ilie și al lui și nu intrăm în mai multe amănunte. E bine, la o citire și interpretare atentă a Bibliei, nu găsim nicăieri vreun îndemn sau cerință prin care cel credincios trebuie să caute în adins disconfortul și durerea. Nu o găsim nicăieri. Din potrivă, Dumnezeu ne-a binecuvântat din belșug cu toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, spune Pavel lui Timotei în 1 Timotei 6 cu 17. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu caracterizează dur și numește căzuți de la credință, apropiați de ducuri înșelătoare pe cei care citez, interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul spune Pavel în 1 Timotei 4 cu 3. Și atunci este decizia fiecăruia să se, să-și caute drumul, ca să spun doar atât. Problema cea mare este când crezi că retragerea din lume îți asigură o calitate superioară a vieții spirituale. Astfel că ieșirea din lume, În sensul celibatului, abstinenței sau unei vieți austere, nu te face mai sfânt, mai matur sau mai calificat decât alții? Aici se dă bătălia. Dacă ai impresia că ieșim din lume, deși Isus spune să rămânem în lume, dacă ai impresia că ascetismul sau monasticismul te, fa te desăvârșește, te face mai sfânt, mai matur, mai calificat decât alții, aici ai eșuat. Întrebarea de bază este, care este motivul pentru care ai ieșit din lume, pentru care te-ai călăgărit, te-ai izolat de lume? Dacă răspunsul este, ca să mă desăvârșesc, atunci clara era ta ținta. Pavel le spune foarte clar galatenilor, un singur lucru doresc să aflu de la voi, ați primit Duhul prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunteți chiar atât de nesăbuiți? Ați început prin Duhul și acum vreți să sfârșiți în firea pământească? Nici o cantitate sau calitate de fapte bune și de ascetism, de disciplină extremă nu-ți poate asigura sfințenia, evlavia sau mântuirea. Nu disciplina fizică, durerea, suferința pe care ți-o provoci singur îți asigură un spiritual mai ridicat? Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și mântuirea aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa că faptul de a te izola, de a, te, de a practica o disciplină extrem de severă, nu-ți asigură sfințenie, maturitate, superioritate spirituală. Dar dacă răspunsul la întrebarea de ce m-aș izola de lume este ca să scap de ispitele lumești, ești din nou pe o cale greșită. Pentru că ispitele cu care ne confruntăm sunt interne, nu externe. Iacov vă spune foarte clar în capitolul 1 cu 14. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de pofta, de propria lui poftă și momit. Ispitele sunt interioare, Poți să te izolezi cât vrei de lume. Pentru că sunt cu tine, că ele sunt în tine, țin de natura umană. Așa că să nu cumva să-ți faci ideea că izolându-te de lume, scap de ispitele lumii. Și cred că tocmai de aceea Isus spune că ne vrea, își vrea ucenicii în lume. Biblia nu pledează deloc în favoarea ieșirii din lume, din potrivă ne îndeamnă să abordăm lumea. Pavel, Scrie Corintenilor, 1 Corinten, 5, la 9, de la 9 la 10, spune așa: V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei imorali, însă nu m-am referit deloc la cei imorali din lumea aceasta. Sau la cei lacom și escroci, sau la idolatrii. Pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și asta este inacceptabil, imposibil. Asta e premisa de la care pleacă Pavel când spune asta. Atunci ar trebui să ieșiți din lume și asta e anormal. Așa că, dacă ar fi să strângem lucrurile la oaltă, ar trebui să înțelegem echilibrul în felul următor. În lume, adică să trăim între oameni, în societate, dar nu din lume. Adică, evident, să nu trăim conform valorii, valorilor omenirii căzute în păcat. În alte cuvinte, trebuie să fim în lume, dar separați de lume. Dar de ce? Cum vine asta? Conceptul separării își are rădăcinile încă din lege. Încă acolo în lege Dumnezeu a lăsat niște principii foarte interesante pe care le găsim mai târziu în, în, Noul Testament. De exemplu, în Deuteronom 22, de la 9 la 11, sunt niște versete foarte interesante cu care nu prea știm ce să facem de obicei în cultura noastră, în vremurile noastre. Și nici nu le respectăm. Ascultați ce spune acolo. Să nu semeni în viața două feluri de semințe. Ca, ca, nu cumva să întine și rodul seminței pe care ai însemănat-o și rodul viei. Să nu ar cu un bou și cu un măgar înjugați împreună. Să nu porți o haină țesută din felorite fire, din lână și in, unite împreună. Și nu poți să te întreb, dar de ce? Adică care e marea problemă Că amestec niște fire? Care ar fi marea problemă că pun boul cu măgarul? că seamănă în același lan semințe de un fel și de altul? Putem încerca să găsim niște explicații. De exemplu, boul era animal curat și măgarul necurat. Să fie asta explicația? Imposibil. De ce? Pentru că conceptul de animale curate și necurate avea de-a face cu legile alimentare, nu cu folosirea lor la muncile agricole. Deci nu avea legătură că e animal curat sau necurat. Și atunci de ce să nu-i pui împreună? Pentru că bol și magarul au personalități diferite, unul este muncitor, celălalt este capricios? Improbabil. Și ce dacă așa? Și atunci, de ce? Pentru că bol și magarul sunt diferiți fizic și s-ar chinui unul pe celălalt? Posibil. Asta e posibil. Cel mai probabil motivele interzicerii era de natură practică, protecția animalelor, dar mai ales de natură spirituală. Și aici este greutatea principiul din spatele articolului de lege din Deuteronom. Era o analogie spirituală pe care Dumnezeu ținea să o transmită în mentalul omului. Nu amestecați lucrurile! Încerca să transmită omului de atunci și nouă astăzi în alte feluri, nu printr-un articol de lege, principiul separării, a sfințirii, a punerii deoparte. A conștientizării faptului că ești altfel în mijlocul unei lumi, altfel decât tine. Principiul separării, a sfințirii. Și aceasta nu este un soi de atitudine pioasă, superioară de genul eu sunt mai superior ca tine. Nici separarea de omenire în sensul de oamenii din lume, ci separarea de valorile și conduita ei. Asta este gândul din spatele separării în lume, dar nu din lume. Dar de ce separare? De ce Dumnezeu ține la separarea asta? Uitați-vă, trei motive. De ce separare? Pentru că nesepararea de lume ca valori va conduce treptat la asimilarea celor valori. Deci separare de Dumnezeu. De ce separare? De ce Dumnezeu insistă pentru această separare? Pentru că intensitatea influenței noastre depinde de separarea asta. Nu poți influența spre bine dacă tu nu ești separat, dacă tu asimilezi răul. De ce separare? Pentru că puterea noastră spirituală depinde de separarea de valorile lumii. N-ai cum avea putere spre bine când te complaci în rău. Și atunci Dumnezeu încearcă să introducă în mintea noastră nevoia aceasta de separare. Doar că separarea trebuie înțeleasă bine. Credinciosul, deși prezent fizic în lume, în cultură, nu are voie să fie din lume. El trebuie să trăiască în lume, dar nu are voie, voie să fie ca lumea. În cultura în care trăim, în societatea în care trăim, ne putem raporta la ea în trei feluri. Și două sunt extreme. O extremă este izolarea. Încercăm să fugim de cultură, încercăm să tăiem absolut orice legătură cu cultura, cu descoperirile ei, cu beneficiile ei, cu... Tot ce înseamnă cultura, e rea, este complet rea, trebuie evitată și respinsă. Cultura mă murdărește, noi împotriva lor. Este o abordare foarte defensivă. Și dacă evităm cultura, noi nu mai trăim în lume. Și nu mai respectăm ce spune Isus, îi vreau în lume. Dacă evităm cultura, noi nu mai trăim în lume și ne pierdem echilibru pe care tocmai îl căutăm. Pentru că dacă evităm cultura, gândiți-vă, suntem niște ciudați niște irelevanți pentru cei de lângă noi. Și nu avem nicio autoritate. Pentru că tu vii să-mi spui mie, tu nu vezi, că tu nu trăiești, tu nu ne înțelegi lumea noastră, tu nu știi ce înseamnă și prin ce trecem și vii tu să-mi spui mie, nu mai avem nicio autoritate față de ceilalți. Pentru că noi ne-am izolat și cuvântul nostru nu mai are greutate. Cealaltă extremă este saturarea. Cultura este ceea ce este. N-avem decât să mergem cu valul. N-ai cum să o schimbi, n-ai cum să te lupți cu ea. Ei bine, ce vine, aia este. Asimilezi tot ceea ce vine. Asta este abordarea fatalistă. Și dacă ne saturăm de cultură, sau cu cultura, dacă o asimilăm fără discernământ, atunci suntem din lume. Și din nou ne pierdem echilibrul pe care tocmai îl căutăm. Călcăm a doua poruncă lui Iisus. Nu din lume. Și, din nou, dacă ne saturăm cu cultura, devenim fără autoritate. Ne pierdem autoritatea mărturiei noastre. Pentru că ni se va răspunde, păi cum îmi cer să fiu altfel când tu ești exact ca mine? Cum? Ce autoritate mai ai? Ce credibilitate mai ai? Așa că raportarea echilibrată, moderată, este la mijloc. Și aceasta este transformare, nu izolare, nu saturare, ci transformare. Cultura este de folos, are și bune și rele și trebuie interpretată și transformată, categoric în, cer în cercul tău de influență, trebuie transformată după tiparul valorului Dumnezeu. Este o abordare proactivă, echilibrată. Trăim în lume, dar separați de lume în sensul de valori. Și așa le împlinim pe amândouă. Noi, noi trebuie să trăim în lume, în societate, în cultura vremii, dar să nu fim din lume. Să nu urmăm valorile lumii. Cultura trebuie încălecată și strunită. Am văzut conceptul de în lume. Haideți să încercăm să mergem în câțiva pași foarte practici. Nu din lume. Bun, am înțeles cum e cu în lume și nu din lume. În lume fizic, dar nu din lume în ce privește valorile. Bun, oh, dar concret, ce înseamnă să nu fiu din lume? Cum transform eu cultura? Sau cum să nu fiu din lume în mod practic? Cum să fiu în lume și tu separat de ea? Practic, pentru mine ce înseamnă asta? Și uitați-vă câteva răspunsuri practice. Unu. A nu fi din lume înseamnă a nu împărtăși valorile lumii. Pe asta am discutat-o până acum. A nu fi din lume înseamnă a nu împărtăși valorile lumii. Dar ce înseamnă a nu împărtăși valorile lumii? Roman 12 cu 2 ne spune Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoierea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică nu permite lumii să te înghesui în tiparele ei de gândire, în șabloanele ei de gândire, nu te lăsa cotropit de gândirea lumească. Cheia neconformării este înnoirea minții, spune Roman 12, adică metamorfoza gândirii. Și atunci, nu din lume înseamnă să nu împărtășesc valorile lumii, adică să metamorfozez gândirea, să ascult gândirea critică. Ăsta este elementul cel mai concret. Eu nu împărtășesc sau ajung să nu împărtășesc valorile lumii dacă mi-ascult puterea de gândire, de analiză, de evaluare, gândirea critică. Și haideți să facem un exercițiu foarte rapid legat de gândirea critică, de, de argumentul pentru o gândire mereu alertă. Ascuțirea gândirii critice este o temă foarte importantă și foarte prezentă în învățătura apostolilor. Uitați-vă exercițiul rapid care urmează. Autorul epistolei către Evrei, în capitolul 5, de la 11 la 14, face câteva afirmații extraordinar de importante pentru lupta noastră de ascuțirea gândirii critice. Uitați-vă exercițiul. Versul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Asta înseamnă că cândva au fost ageri și acum au devenit greoi. Ce învățăm de aici? Învățăm că înțelegerea lucrurilor se poate îngreuna, degrada în lipsa exercițiului. Asta înseamnă că trebuie să-mi exersez gândirea mereu și mereu. Versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați, a, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Ce ne spune autorul? Ne spune că Dumnezeu așteaptă de la mine o maturizare, o creștere continuă în ce privește cunoașterea lui și a sistemului de credință. Dumnezeu așteaptă asta de la fiecare din noi. Nu este o opțiune, nu este facultativ. Versetul 13. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Ce învățăm de aici? Învățăm că hrănindu-ți mintea cu lapte, cu lucruri ușoare, facile, nu depășești stadiul de prunc spiritual. Când ai bătăliile total neimportante, nu lua, nu gusta, nu te îmbrăca așa și așa. Dă niște bătăline, consumăm timpul și energia pe niște lucruri care nu te cresc deloc. Nu au niciun beneficiu spiritual. Versul 14. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Adică, adică judecata, gândirea exersată, conduce la discernământ. Prin întrebuințare eu încep să-mi ascult gândirea critică. Iar Pavel confirmă spusele autorului către evrei în 2 Corinteni 10, de la 3 la 5. Foarte pe scurt, versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm că zis de firea pământească. Adică? Adică ucenicul, credinciosul, trebuie să aibă o perspectivă mai înaltă decât cea biologică. Noi trebuie să privim lucrurile lumii în care trăim dintr-o perspectivă mai înaltă. Aceea ne călăuzește, deși trăim în lume, în firea pământească. Versetul 4, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe în Ce ne, spune, ce ne spun cuvintele acestea? Ne spun că credinciosul, ucenicul, nu stă cu mâinile în sân nepăsător, ci luptă sub îndrumarea lui Dumnezeu. Este un luptător. Versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultare de Hristos. Adică credinciosul, ucenicul, observă, verifică, interpretează toate ideile care îi asaltează credința în timp ce este în lume într-o ascultare completă de Hristos. Așa că concluzia după acest mic exercițiu este următoarea. Mintea, gândirea noastră trebuie strunită, deprinsă să judece, să analizeze. Cum facem asta? Evaluează cultura? Adică distinge între ceea ce este cultural trecător și ceea ce este veșnic. Cântărește toate curentele de gândire care se promovează. Evaluează ceea ce Lucrurile de care te lovești în viață. Doi, caută analogiile răscumpărătoare. Și acestea sunt niște imagini ale adevărului care răsar din cultură. Cultura are lucruri bune în ea, pe care le putem lua și folosi. Situații, evenimente, oameni, folosește-le. Viața este o sală de clasă. Putem găsi o mulțime de paralele, de analogii, care să ne învețe lucruri spirituale, care să ne încurajeze în umblarea noastră, observă-le, folosește-le, viața este o sală de clasă. Și trei, adaptează-ți metodele, nu valorile. Nu presupune că ceea ce a funcționat ieri va funcționa și astăzi. Așa că mintea noastră trebuie ținută mereu trează, strunită, deprinsă să judece, să analizeze, în alte cuvinte, să ne ascuțim modul de gândire, gândirea critică. Și toate acestea trebuie să le facem zilnic. Refuzul conformării la tiparele de gândire a lumii și transformarea gândirii sunt activități și angajamente zilnice. Asta mai vreau să subliniez. Nu este ceva ce am făcut odată, m-am lămurit și nu mi-am treabă. Lupta aceasta cu curentele de gândire, cu tiparele de gândire ale lumii, cu ideile ce se promovează, cu cultura în care trăim, toate abordările și toate curentele care vin peste noi, lupta cu ele este o activitate și un angajament zilnic. Doi, ce mai înseamnă nu din lume? Nu din lume mai înseamnă și a nu te înjuga la un jug nepotrivit. Iată o altă modalitate de a nu fi din lume. Pe 26 aprilie 1986 am fost băgați cu toții în cazarmă. Eram, făceam stagiul militar și întreaga unitate militară a trebuit să stăm înăuntru în cazarmă. Nu ne s-a dat voie să ieșim afară vreme de câteva zile, 4-5 zile. Și toți ne întrebam ce se întâmplă. Încet au venit zvonurile. Reactorul nuclear numărul 4 de la Cernobâl s-a încălzit, a explodat. Explozia nu a fost uriaș de mare, mult mai mică decât bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, dar cantitatea de radiații produse a fost de 400 de ori mai mare decât la Hiroshima. La Cernobâl au murit atunci 31 de oameni, numai că norul radioactiv a călătorit spre Europa de vest și a ajuns până în Suedia și Anglia. 93 de de oameni au murit ulterior din cauza expunerii la radiații. Noi eram ținuți în cazarmă. <coughs> nu știam ce se întâmplă, afară era soare, era frumos, era natural, era o primăvară frumoasă, vroiam să ieșim afară. Radiațiile sunt periculoase pentru că sunt invizibile, inodore și insipide. Acționează în tăcere și discret. Expunerea pe termen lung conduce la cancer sau la mutații genetice grave. Afară era frumos și soare. Dar radiațiile erau acolo. Sunt invizibile, inodore, n-au miros, insipide, n-au gust. Nu, ni se părea că totul este perfect normal. Și nu înțelegem de ce trebuie să stăm înăuntru. Ei bine, la fel este și cu jugul, cu rela Există relații radioactive. Relații care acționează discret, invizibil, inodor, insipid, dacă vreți, și fatal. Pavel spune în 2 Corinteni 6 cu 14 și apoi până la 7 cu 1, un pasaj foarte important. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și acest îndemn are trei aspecte, trei fațete foarte importante. Unu, evită jugul. Ce este jugul? Este o legătură strânsă, un parteneriat cu scopuri reciproc împărtășite, o misiune comună. Evită un, un astfel de jug. Jugul este orice implicare care favorizează împărăția celui rău, și îngreunează înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Tipuri de jug, sigur că toată lumea spune, a plecat versetul la căsătorie. Da, așa aia poate să fie un jug greu de portat sau nepotrivit. Dar nu doar căsătoria. Textul acesta se referă la mult mai multe. La relații de afaceri, la ONG-uri cu obiecte de activitate care promovează valori necreștine, la campanii care promovează imoralitatea, la un loc de muncă care promovează vicile, la practici religioase, eretice sau oculte. Inclusiv un jug nepotrivit poate să fie preteniile intime. Imediat mai încolo spune Pavel tovărșile rele, strică obiceiurile bune. Și Pavel citează pe un poet grec, pe Menander, când spune, zica la aceasta tovărșile rele, Stric obiceiurile bune. Și cuvântul tovarășie to to este homiliai, omilie, cuvântare, predică, conversație, comunicare, conectare, prietenie. Cuvântul este mult mai larg, vorbește de o comuniune strânsă între două persoane. Tovărășia. Așa că îndemnul lui Pavel ne spune, evită jugul, doi îmi spune, evită jugul nepotrivit. Și asta mai liniștește puțin primul punct. Porunca nu este să nu ne înjugăm la nimic cu ei, ci să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit. Deci pot fi și juguri potrivite, relații legitime. Nu ne suntem chemați să ieșim din lume, nu suntem chemați la nici o relație cu cei de lângă noi. Evită jugul nepotrivit, evaluează-ți jugul cât este de potrivit sau nepotrivit. Și apoi a treia fațetă este evită jugul nepotrivit cu cei necredincioși. Și cei necredincioși nu se limitează la cei care se declară atei, cu nu avem nimic de-a face. Ci include pe oricine caută să ne înjuge la promovarea răului. Și Pavel este cât se poate declara în 1 Corinteni 5, câteva versete, câteva capitole mai în față. V-am scris în scrisora mea să nu vă asociați cu cei imorali, însă nu m-am referit deloc la cei imorali din lumea aceasta. Nu la ei se referă ci la cei lacom și excroci și la idolatrii, pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ce v-am scris să nu vă asociați cu cineva care zice frate, dar care este imoral sau lacom sau idolatru sau bărfitor sau bețiv sau escroc. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. Așa că evita jugul nepotrivit cu cei necredincioși, nu se referă la atei, la cei din afara comunității noastre. Pot fi și aceia, la jugul nepotrivit. Dar se referă și la cei din comunitate care te îndeamnă la rău, care te înjugă, te cheamă, te influențează într-un mod rău. Sigur, o întrebare practică este bună. Dacă deja mă aflu într-un jug nepotrivit, poți lua niște măsuri? Da. Nu neapărat de jugare, anumite jugări nu mai pot fi rupte, dar cele mai multe pot fi răscumpărate și reorientate. Nu din lume mai înseamnă, în al treilea rând, a trăi exemplar, a fi lumină și sare pentru cei din lume. Ioane spune în 1 Ioan 2, 15 și 16 Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el Fiindcă tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, valorile Nu este de la Tatăl, ce este din lume fiecare păcat imaginabil poate fi înrădăcinat în una din aceste trei rele: pofta firii pământești, pofta ochilor și laudă roșia vieții. Nu din lume, practic mai înseamnă a trăi exemplar. Dar ce înseamnă exemplar? Înseamnă desăvârșit, fără greșeală? Nu? Am ales cuvântul cu grijă. A trăi exemplar nu înseamnă fără greșeală. Poți să greșești, poți să păcătuiești față de cineva? Exemplar înseamnă să știi să-ți rezolvi păcatul. Față de Dumnezeu sau față de cineva? Exemplar înseamnă să funcționezi după normele împărăției. Nu înseamnă perfecțiune. Și în al patrulea rând, nu din lume mai înseamnă a fi una. Asta chiar Iisus o repetă de trei ori în trei versete consecutive în rugăciunea lui din Ioan 17. În versul 21 spune, ca tot să fie una, în versetul 22 spune, pentru ca ei să fie una, și în versetul 23 spune, pentru ca ei să fie pe deplin una. Ideea este de relații armonioase. Mentalitatea noi contra ei sau contra lor în comunitatea de credință denotă că ești în lume. Dacă noi nu suntem una, ne împărțim între cei buni și cei răi, în prieteni și dușmani. Când nu suntem una, când nu avem gândirea aceasta că noi suntem una, ținem să-l coborăm pe celălalt, să-l dezgolim, să-i dezgolim defectele, să-i împuținăm valoarea, abilitățile. Și asta se vede când o facem. Și astfel suntem în lume, suntem ca lumea. Suntem din lume. Și atunci, a nu fi din lume în mod concret înseamnă dezvoltarea unor relații armonioase. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, zice Iisus, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și dragoste unii pentru alții, Pavel o detalează în 1 Corinteni 13, știm cu toții capitolul. Vrem să dezvoltăm relații armonioase, să fim una? Atunci, asta înseamnă îndelungă răbdare, înseamnă bunătate, înseamnă cooperare, Înseamnă modestie, înseamnă respect, înseamnă flexibilitate, opusul încăpățânării, autocontrol, îndurare, onestitate, îngăduință, încredere, speranță și sacrificiu de sine. Iată 14 ingrediente ale iubirii din, din 1 Corinteni, în 13. A nu fi din lume înseamnă să avem grijă și să fim una, să dezvoltăm astfel de relații între noi. Și în final, al cincilea lucru. A nu fi din lume mai înseamnă a-ți împlini mandatul pro proclamării vești bune. A fi o mireasmă de la viață la viață. Și Isus o pomănește chiar în rugăciunea lui. A nu fi din lume înseamnă să-ți împlinești misiunea. Sfințește-i prin adevăr, se roagă Isus în versetul 17. Cuvântul tău este adevărul. Așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Ca să ce? Iisus spune rugăciunea Lui, le-am făcut cunoscut numele Tău. Acum este rândul lor să facă cunoscut numele Tău. Așa că credința proclamată și manifestată în fapte, proclamă vestea bună a mântuirii prin Iisus. Vrei să nu fii din lume? Să trăiești în lume, dar nu din lume? Iată, oglinda este înaintea ochilor noștri. Iată câteva repere, despre ce înseamnă să nu fii din lume în timp ce trăiești în mijlocul omenirii, în mijlocul lumii. Și umblarea aceasta, echilibrul acesta, tensiunea aceasta este sănătoasă, este benefică, pentru că te ține focalizat, atent, te mobilizează înspre atingerea scopului. Trăirea creștină, în concluzie, este ca mersul pe sârmă de deasupra cascadei Niagara. O veritabilă echilibristică spirituală. Nu-ți convine? Nu interesează pe nimeni. Ne-a de ales. Ține echilibrul. Ești pe sârmă. Trebuie să traversezi cascada. Asta e viața. Ești pe sârmă. Așa că focalizează-te. Caută-ți echilibrul. Și umblă. Altfel, poți cădea învârtoarea cascadei. Un alt autor creștin opunea în felul următor. Creștinul se află cu un picior în ceruri și cu unul pe pământ. Doar că piciorul de pe pământ se află pe o coajă de marană. Undeva descrie foarte bine tensiunea aceasta din noi. Mereu, mereu suntem cu piciorul pe o coajă de banană într-o posibilă alunecare. Trebuie să călcăm cu grijă. Trebuie să ne căutăm echilibrul. Este o tensiune creativă care ne poate duce înainte. Așa că concluzia concluziilor la cupretul de astăzi este următoarea. În lume, dar nu din lume, nu înseamnă izolați de lume, oameni, ci imuni față de lume valorile ei. Cum te poți imuniza față de lume? Am văzut trei coordonate defensive și două coordonate ofensive. Cum te poți imuniza față de lume? Nu te lăsa cotropit de gândirea lumească? apără -te. Nu te înjuga la un jug nepotrivit? apără -te. Nu iubi lumea, trăiește exemplar, care nu înseamnă fără greșeală, te aperi, nu trăiești ca ei și apoi atacă. Dezvoltă relații armonioase, ofensivă, proactivitate și împlinește-ți mandatul prezentării vești bune. Este misiunea ta. Așa că aș vrea să mergem acasă gândindu-ne motivați de următorul adevăr. Încearcă nu doar să-ți trăiești viața, nu doar să-ți cheltuiești viața, ci mai degrabă să-ți investești viața. Și voi învi să plecați capul și să închideți ochii. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea Duhului sau cel Sfânt, cu imaginea aceasta a mersului pe sârmă, imaginea aceasta a traversării cascadei Niagara, un loc neliniștitor, dar impresionant. De partea cealaltă ne așteaptă țărmul. Până acolo avem nevoie să ne ținem echilibrul. Avem nevoie de ajutor în ținerea acestui echilibru. Avem nevoie de cel care ne-a pus pe direcție, ne-a pus pe sârmă și vine alături de noi. Avem nevoie să ne gândim nu doar să ne cheltuim viața, nici măcar să o trăim, ci cel mai mult să o investim. Cum noi investim? Având grijă la mintea, la gândirea noastră. Ne investim viața având grijă în ce juguri intrăm. Ne investim viața trăind exemplar. Ne investim viața dezvoltând relații armonioase. Ne investim viața împlinind de mandatul răspândirii vești bune, a mântuirii prin Isus. Așa să ne ajute Dumnezeu.